Pentru cei care n-au mai fost aici, noi facem salonele astea de o vreme, de cam un an de zile. Și, de fapt, ele, intenția mea a fost să relansez un fel de spațiu de discuție, de dialog mult mai informal, mai puțin rigid, mai puțin legat de faptul că ne întâlnim la o masă rotundă sau vorbim, ci toată lumea participă. Deci, faptul că eu moderez și că discut cu Tatiana și cu Marius este un pretext pentru ca noi cu toții să discutăm. Pentru că, de fapt, am anunțat salonul ăsta una dintre ideile pe care le-am spus la amândoi. A fost că am vrea să dăm un răspuns legat de întrebarea dacă mai avem nevoie de literatură. În primul rând, înțeleg că de ce s-ar pune problema lipsei necesității pentru orice formă artistică. Nu știu dacă, culmea, nu știu dacă noi suntem cei care ar trebui să li se adreseze această întrebare, pentru că în momentul în care facem literatură știm că e nevoie de ea, că nu putem fără ea, că trăim în mijlocul unei literaturi care, unde suntem o mică parte amândoi, deci nu e vorba doar despre noi. Când ai început să scrii, când voi ați început să scrieți, care era felul în care vedeați voi rolul pe care îl are literatura, da? Și cum îl vedeți azi? Cum îl vedeți azi? Dacă îl vedeți diferit sau dacă, de fapt, a rămas același lucru și, într-adevăr, de ce toți au un fel de discurs dezastros? De ce, dintr-o dată, am început să spună, oricum nu mai e ca pe vremuri, oricum nu mai e așa, oricum nu se mai citește la fel, oricum nu... De ce? Bine, nu mai e ca pe vremuri, dinainte de Iisus, practic. Da, adică absolut! În primul rând, când începi să citești literatură și ești mic, nu spui astfel de probleme. E o atracție sau o fascinație inexplicabilă. Sau, în fine, are niște explicații de natură, nu știu, primară. În primul rând, citeam Jules Verne pentru că, culmea, mă interesa geografia. Ori, să vezi geografie de la Jules Verne era cel mai, cea mai proastă alegere. De asta spun că are... La bază, fascinația pentru literatură și cred că pentru multe dintre arte e o neînțelegere pe care într-un fel sau altul în care intră copiii din diverse motive. Pe măsură ce citești îți dai seama că lucrurile sunt foarte serioase de fapt și abia atunci începi să spui problema. Dar de ce să scrii, de ce a fost scris, de ce să citim și așa mai departe. Dar asta nu are de fapt, sau cum să spun, niciun domeniu artistic, nici domeniu științific, nimic, nici o filozofie, nici o, abar n-am, un set de principii de viață, din orice culturi, niciun nu poate da un răspuns la marile întrebări ale existenței. Ele sunt, de fapt, dau parțial, sunt un cumul de răspunsuri care vin. De asta literatura, la fel ca celelalte, oferă varianta ei de răspuns, care prin acumulare oferă împreună o explicație cât de cât consolatoare pentru viața ființă umană. Da, pentru e doar o parte din răspuns. De asta necesare sunt toate. Chit că pentru mine horoscopul nu înseamnă nimic, să zicem, sau altceva. Pentru unii înseamnă foarte mult. Adică faptul că unii oameni își imaginează că planetele, cum să zic, influențează viața indivizilor născuți, nu în aceea zi, dar cu ascendență și cu toate chestiile. E o formă de consolare pe care alții o găsesc în arte o ficțiune, sau în religie, da. Altă ficțiune. Adică sunt o grămadă de ficțiuni care încearcă să răspundă care e treaba cu realitatea. Pe mine totdeauna m-a fascinat povestea și povestitul. Eu dacă m-ar fi întrebat cineva ce vreau să mă fac când eram copil, să zicem, aș fi zis că vreau să mă fac povestitoare. Pentru că bunica mea avea un mare dar de povestit și povestea ori din copilăria ei, ori bârfe de pe stradă, ori orice. Uh-huh. Ori n-am imaginație suficientă, ori mă uluiește atât de tare realitatea încât nu sunt capabilă să mă duc dincolo, să mai inventez eu ceva mai grozav decât ce văd, aud sau descoper prin viețile personajelor. Dar pornirea asta ta de pică, dar tocmai asta, adică dorința de a scrie despre acești oameni. Nu. Și cum îi alegi? Adică cum se produce la tine alegerea, am ales să scriu despre acest personaj?
care am ajuns la bănuiala, că tot scriu biografii ca un fel de tertip sau ca un fel de alibi pentru momentul în care poate voi scrie propria mea biografie. E o întâlnire cu viețile altora, de frică să nu mă întâlnesc cu a mea sau până să mă întâlnesc cu a mea, mai bine trec prin experiențele astea ale lor, încercând să mă pun în pielea lor și să mă las pe mine deoparte. Asta e momentul cel mai... devine cel mai complicat după ce m-am documentat, după ce m-am plimbat prin arhive, prin memorii, jurnale ale epocii, după ce am, să zicem, reconstituit epoca cu pricina, când las toate astea și trebuie să încerc să văd lumea omului despre care scriu cu ochii lui și nu cu ochii mei, atunci aia e încercarea prin care, în care eu trăiesc tot fel de panici. Pentru că nu, până când nu-mi dau seama că îl simt îndeajuns încât să mă las pe mine deoparte, totul mi se pare fals. Adică tot ce scriu, trebuie să rescriu până când chiar am impresia că am ajuns cât de aproape pot să ajung de un personaj sau altul. Dar eu am început să scriu târziu. Și dintr-o întâmplare. Vreau să mă întorc la ce zicea Reni, că e un caz foarte rar când cineva știe că vrea să devină scriitor de mic. De fapt, de cele mai multe ori se întâmplă să-ți dai seama că ești sau ajungi scriitor când cineva te numește așa. Și zici, dar de fapt da, sunt scriitor, dar nu spui de la început, nu-ți faci planul să devii scriitor sau poate că foarte puțin. E un proces atât de lung, nu știi când începe, e întrerupt, în fine. Și la un moment dat îți dai seama că el s-a terminat și că într-adevăr poți fi numit scriitor. Da. Din punctul vostru de vedere, care e raportul de astăzi între faptul că scriitorul are el? Adică cine în momentul de față are decizia? Scriitorul care își formează publicul sau publicul care formează scriitorul? Care e raportul? Cum îl vedeți? A fost întotdeauna așa? E un raport care s-a modificat? Voi ați simțit această modificare? E foarte complicat de spus pentru că întotdeauna schimburile sunt reciproce, dar nu neapărat când zici cititor, eu nu mă gândesc neapărat cititorul care îți cumpără cartea, ci mă gândesc inclusiv cititor a fost în cazul meu Mircea Cărcărescu. Da. Sau primii cititori ai cărții, nu știu, cei care prieteni sau așa. Tatiana, tu ce crezi despre asta? Că după aia revin să, cu ce vreau acum să întreb. Tu ce crezi despre cine formează pe cine? Că Marius povestește asta dintr-o perspectivă care spune, uite, există acești cititori legitimi, nu-i așa, care de fapt legitimează calitatea a ceea ce... conștient sau inconștient ai scris. Da? Așa? După care mai există cititorul lambda, cititorul banal, cititorul de medie, necunoscut, care treaba lui ce părere are, nu mai contează, contează părerea celui avizat. Deci, da, tu cum vezi raportul ăsta? N-aș ști să spun cine pe cine formează, dar mi-aduc aminte că la un târg de carte l-am auzit pe Mircea Cărtărescu la un moment dat zicând că adevăratul scriitor este cel care scrie în primul rând pentru el însuși. Și am fost indignată în sinea mea, am fost atât de supărată, am fost atât de supărată. Da. Eu am fost la culme. Ai să-ți mai multe școli de gândire tu. Păi nu, pentru că el avea dreptate într-un fel cum are și mare dreptate, pentru că noi scriem lucruri diferite, ei scriu ficțiune, eu nu scriu, sau, mă rog, ficțiunea pe care o scriu eu e o alt fel de... Și această ficțiune n-are nevoie și ea de public? De un public care să fie un public cititor? Nici prin cap nu mi-ar trece vreodată să scriu pentru mine. Totdeauna scriu în cap cu cineva cu care comunic, căreia vreau să-i comunic experiența mea de viață cu viața altuia, întâlnirea dintre mine și viața altuia. Deci cel care legitimează ceea ce scrii, cine e? Totdeauna cititorul.
Totdeauna ciupești. Și pe dumneavoastră să interveniți în această discuție, pentru că o conversație care nu e așa, ne privește pe toți. Ce părere aveți despre tot ce auziți aici? Nu, serios. Eu aș vrea să... Da. Absolut să tranșez, dar să înțelegem cu toții că e vorba de două tipuri de scritură și de personalitate creatoare foarte diferite, care nu... Fiecare cu o anumită logică a trăirii și a cum se cheamă asta, a trăirii artistice și a motivării, ce face Tatiana este, cred, 100% pentru cei care vor să citească acest gen, să se informeze, să se lumineze, să înțeleagă personajele care sunt într-o cheie istorică, să vadă care e punctul ei de vedere, să vadă cât de tare reușește această incredibilă distanță apropiată față de toți protagoniștii ei. Este o carte, un tip de literatură destinată publicului. Un poet care arde acolo în adolescență și se întreabă dacă vreo citincă, vreo cinci ratați la un cenaclu și îi tremură mâna ca să pună un critic, e cu totul altceva. Deci e aici o combustie care la un moment dat s-a rostogolit și a ajuns în librărie. Minunat! Dar majoritatea oamenilor care încep în felul ăsta sunt o natură solitare și se gândesc cum o citi cineva bine. Adică e... Ok, deci părerea... Ok, da, dar asta, bun, asta să zicem că ar fi evident. Deci, din punctul tău de vedere, ca răspuns la ceea ce ai auzit, ideea este că scriitorul, da, scriitorul, nu cel care scrie pentru public, cum spui tu, da. Deci că scriitorul nu scrie pentru public, neapărat. Există și povestea asta în ecuație, dar cum spune? Tatiana, tu cum te situezi în momentul în care te întâlnești cu cititori? Și cum verifici? Adică, cum să spun eu, ce aștepți tu de la această întâlnire? Tocmai pentru că tu ești atentă la cititor, tu, pentru tine contează, pentru tine contează cine te citește. Da, da. Una, că la posteritate nu mă gândesc niciodată. Eu scriu pentru prezent. Și pe urmă, pe mine mă impresionează totdeauna cititor. Adică, întâi de toate, mă impresionează că mă citesc. Pe urmă, mă impresionează că descoperă sau rețin în unele cărți situații la care eu nu m-aș fi gândit că pot să fie în prim planul poveștii pe care o spun în cartea respectivă. Mie mi se pare un episod, un fragment episodic din viața cuiva și când colo constat că tocmai ăla l-a preocupat pe un cititor și vrea mai și încearcă să găsească mai multe informații despre el sau vine o mamă care îmi spune vai, vă mulțumesc pentru că numai datorită dumneavoastră fiul meu a citit o carte despre regele Mihai, care fiul care era în liceu și avea, nu știu, 15 ani sau așa. Altfel m-am străduit cu el, n-am reușit să citească. Asta a citit-o. Vreau să spun că eu mă simt cu totul onorată de aceste declarații și dacă cărțile astea de reconstituire, pe care eu le scriu, de fapt, ca să înțeleg eu istoria, pentru că la vremea mea n-am înțeles. Cluburile astea care se formează acum așa, din senin, cu oameni foarte diferiți, și ca vârste, și profesional, și așa, în, pe insule de astea, sunt o fel de insule care se întâmplă în, cred că de puțin timp, da, da. Totuși, mie mi se pare extraordinar, că mi se pare o renaștere, dacă poate să existe o renaștere a cărții și a povestitului, aici se va întâmpla. Un personaj din familie către care îndrept cumva toată dragostea și toate gândurile mele în momentul când scriu cartea. El este, în modul simbolic, cititorul tău. Da. Dacă încerc cumva să găsesc o motivație personală undeva adânc în mine și nu într-un cititor pe care nu-l cunosc. Și aici mă întorc la întrebare, apropo de relația cu cititorii.
E foarte complicată relația pentru că sunt foarte diferite cărțile între ele și de cele cititorul de pildă de vânturi, asta este cititorul care la lansări sau așa vine cu 2-3 exemplare să le semnez. Și unul e pentru o prietenă, altul e pentru mama, nu știu cui, altul e pentru cineva care tot așa i-a murit cineva din familie. Întotdeauna dau multe dedicații aceleași cumpărători. Deci, în general, e o carte care radiază cumva în cercul de prieteni al cititorului. Uh-huh. Nimeni, aproape nimeni nu o ține doar pentru el. Uh-huh. Și e firesc, e ușor de explicat de ce, toată lumea se identifică. Încă, ani de zile după. Și în general sunt oameni care vin și spun mi s-a întâmplat și mie ceva asemănător și când îmi spune ce i s-a întâmplat, de fapt, ți-mi se pare deloc asemănător. Dar de fapt, cartea vorbește la nivelul pe care tu, ca scriitor, deja nu mai controlezi. Nu mai controlezi, deci asta e. Și asta e prima lecție importantă pe care am învățat-o, că de fapt cartea are o voce ascunsă pe care o capătă odată ce ajunge în mâinile unici. Nu a tuturor, dar în mâinile unui anumit scriitor. Mai genial mesaj, senzațional mesaj pe care l-am primit eu odată de la cineva, suna așa, zice: ați scris o carte groaznică. N-am citit-o și nici n-am să o citesc. Așa se vede e că tu, de fapt, când scrii despre ceva care te-a durut, te doare încă o dată și mai rău. Deci, e sau nu e terapie? Pentru că pe mine mă doare încât uneori nu vine să mă apuc de scris, că știu ce va veni. Toată lumea citește cartea, zice, a, ce bine că ai scris-o, te simți mai bine, nu? Te-ai eliberat. Mă te-ai eliberat, zic, aiurea, zic, de fapt m-am chinuit, mi-am dat bice singur. Pentru că, de fapt, scriind, într-o anumită tipologie, tu retrăiești trauma. Retrăiești, cum da. Să zic, în ritmul scrisului, da. Lent, te gândești, întrebi scrisul, te gândești, trăiești a doua zi. Absolut. Zilele alea care scrii cartea, sau textul respectiv, de fapt te întorci la locul crimei. Da. Deci tu, în momentul ăsta, Mariu, să-mi confirm ceea ce am spus deja Tatianei în discuția noastră dinaintea salonului, și anume că, din punctul meu de vedere, sunt scriitori exploratori, cum sunteți voi, și tu, de fapt, reexplorezi trauma când scrii, și că sunt scriitori pentru care scrisul este o terapie și care, scriind, se eliberează de traumă. Adică, tocmai voi reimpersona, aici zic eu că undeva vă întâlniți, faptul că fiecare dintre voi explorează, pentru voi scrisul este o formă de explorare, înseamnă o analiză foarte personală, și de aici și curiozitatea voastră pentru tot felul de alte lucruri și plonjarea în tot felul de experiențe, adică voi sunteți totuși niște autori care sunt și experimentiali, adică vreți și alte experiențe, aveți și alte experiențe, există scriitori pentru care scrisul este această eliberare în fond prin scris de o experiență pe care, scriind-o, o obiectivezi. E, dar aici o diferență majoră, că lumea când ce scrisul e terapie, da, e terapie, se recomandă. În anumite cazuri, e un scris care nu are valențe sau nu caută valențele estetice. Absolut, adică absolut. Poate fi terapie pentru cineva care nu e obișnuit cu scrisul și care scrie doar să se elibereze de lucrurile alea. Dar pentru cineva care scrie, în momentul când începi să scrii și trebuie să scrii bine și să spui problema formulărilor și problema, deja nu mai e terapie, e muncă. Bun, deci tu ajungi la mă să-i dai dreptate Tatiane și să înțelegem că există acest tip de scriitor care scrie pentru sine. Și există acest tip de scriitor pentru care, cum spunea Tatiana la început, scrisul este o meserie. Deci vezi tu așa, încet, încet, numai că te-ai umanizat în acest dar... Hai să începem aici pe cine știu unde ajunge. Că cine știu unde ajunge. Ai spus ceva în vinul ăsta. Mersi tuturor, mersi.